Eu cred că, cel puțin la nivel de intenție, lucrurile parcă se schimbă. Adică dacă partidele vechi n-au înțeles ceea ce se întâmplă acum cu mișcarea de stradă care practic a generat un partid nou, dar nu numai în România, să la nivel european, trebuie să înțeleagă faptul că oamenii nu mai vor politicieni scorțoși care să vină cu lozinci, ci vor în care să stea alături de ei în stradă și să le asculte păsturile și să încerce să le rezolve. Păi... Concret, puțin câte puțin, fiecare cât, cât poate. Știți ce mult contează pentru mine? Când ridic o problemă, poate minoră, și se rezolvă, pentru că ea nu s-a rezolvat dintr-o neglijență, din toată că mai merge așa, că mâine, că poi mine, dar odată ridicată într-un cadru instituționalizat, ea se rezolvă. Și oamenii uh, mă sună sau mă întâlnesc cu ei și sunt mulțumiți. E o satisfacție. Dacă fiecare ar putea să mulțumească 10, 15, 100, 10 mii, 100 de mii, în funcție de, de, cât de sus se află pe ierarhia asta a, a puterii, am face ceva în țara asta.